Salutare, prieteni, avem un meci greu, sunt puncte puține între noi și primul loc care ne ajută să mergem direct în Liga 1. Este vorba de 2 puncte între noi și viitorul Târgu Jiu, dar trebuie să ne uităm și în jos că suntem la un punct să pierdem și barajul. Va trebui să ne orientăm foarte bine și să jucăm cum trebuie, că e periculos. Cred că voi merge pe mâna lui Rață în prima repriză. Aici îl băgăm pe Pițian și îi lăsăm așa pentru început. Vom vedea după dacă schimbăm ceva, să schimbăm tricourile la Petrolul. Să nu semene. Vom juca pe Dan Păltinișanu și sperăm să facem bucuroși jucătorii și să... reușim accederea în Liga 1. M-ați întrebat mulți dacă nu reușesc să promovez cu Timișoara, dar mai continui cariera. Vă dați seama că nu ce rost are să... dar poate nu închei și semnesc cu o echipă din Liga 1, gen dacă primesc ofertă în vară. Adică să nu mai au iar de la anul 0. Fac o continuare, dar încă un an în Liga 2, nu, clar. Dar eu sper să nu avem această soartă, să plecăm. Și ne concentrăm pe ce avem aici. Foarte bine, nu? Acum putem pleca pe contraatac. Codrea pentru Mediu. Am greșit asta eu. Olaro. Oh! 1-0 Petrolul. Început perfect de meci pentru ei. Ne-a ascuns balonul și iată jucătorul care ziceam să-l transferăm, Mario Brato. Ne-a dat-o tocmai Mario Brato. Acum dacă îl transfer, îl bat prima dată în vestiar pentru ce a făcut. Ia să vedem, o pasă spre Barbosa, dar acesta nu se demarcă. Trebuie să jucăm mai, să ne dorim mai mult așa victoria, că nu pare că suntem motivați și e păcat să pierdem tocmai cu o contracandidată de-a noastră. Degeaba câștigăm după dacă nu reducem acum. Acum trebuie să reducem diferența. Rață la balon, haide Rață. Mai departe, Codrea. O fentă din corp, nu e tocmai bună. Scoate un haut. Ne ajută pentru moment. Nu, băi, așa, bă, ce greșeală mare. Și iată, în loc să atacăm, putem fi surprinși cu un contraatac. Este bine Hindrich. Hai că e bună asta pentru Codrea, atât pe Codrea, să vedem pasă față părțile Barbosa. Ce ratare are Barbosa, nu vine să cred că a fost atât de imbecil.
Accente! Rea foarte bine, dar portarul Citano v-a scos-o, să vedem continuare. Suntem pe ei, adică avem moment bun acum și putem să-i combinăm. Ai mulat-o! Foarte bine, George. Codrea, Codrea la balon, Codrea la balon, mai departe. Bă, du-te, dă-te în puii mei de aici. Îl scoate la încălzire pe castrati, să forțăm cu trei atacanți dacă e nevoie. Ah, Rață greșește și el pas, ar trebui să fie puțin mai atent, Vadim. Petrolul probabil va intra în avantaj la vestiare. Îl bag pe Castrati și pe Davis, că are viteză bună. Două transferuri 100% ale mele, făcute la inspirație. E bine pentru Mediop și încă o dată scoate portarul. Ce ratări avem, ne-am spart Citano, fa de accente. E bine așa? Amir Giorza scoate încă o dată, fantastic Citano. Mediop. Pasă bună, Giorza, șut prost, foarte prost și iată să te prici pe contra-atac. Nu cred că a făcut asta Giorza, ne-a mâncat aici, ne-a mâncat cu fuș cu tot. Iată ce gol era să primim din cauza lui Giorza. Dois zero. Iată, petrolul ne arată diferența dintre noi și o echipă care e pe primul loc și vrea să rămână acolo. Degeaba ne dăm noi faimoși pe aici și război, nici ea să-l vedem pe mediu. Dacă tu n-ai marcat în 5 metri, ce să mai marcheze acolo? Nici o șansă. Bine, Rață! Haide, hai că poate întoarcem meciul, întoarcem pădrecul, întoarcem.
Nu-mi vine să cred. Davis, mediop, mediop, haide mediop, mediop la balon. N-ai mâncat astăzi cu tu morții, măti. Ne-ai distrus, te-ai căcat pe noi. Haide, bă, măcar 2-1, dracu, poate facem egal. Castrati, castrati! Ce, cred că are nota 10. Că te-a scos ăsta astăzi. Ia-ste-mă, până la urmă marcăm. Cred că e Accente, că el e singurul care marchează mereu. Normal. Și hai să tragem tare acum la un egal, că poate reușim. Giorza, mai departe pentru fugă, lui mediu, facerează foarte bine, mediu, trage imediat, blocat acum, să vedem continuarea. Publicul este în delir în aceste momente pe Dan Păltinișanu, pasă proastea, să vedem acum pe Giorza, mai departe, intră David Neves, și mediu, bă, dracu! Doamne, cum arată mediul aici? Încă o centrare bună, dar nu o avem cum trebuie, cap prost aici. Davis, mediul, bine. Davis la balon, Davis, pasă bună și iau. S-a dus, din păcate, n-am mai reușit să egalăm. Ar fi fost atât de frumos. E bine că a făcut și Buzău egal. Dar nu e bine ce se întâmplă. În momentul de față trebuie să nu mai pierdem locul. Aici 3, 19, nu e rău, dar nici extraordinar. Și acum avem meci cu Aerostaro. Ia să vedem ce etapă. Noi avem cu Aerostaro, ăștia ușor. Buzău are meci greu. Deci Buzău s-ar putea să se încurce. Mai este la 5 puncte, mai sunt 3 etape. Aerostar, Gloria Buzău și Târgu Jiu. Mai odihnim și din ăștia. Dar joc, mi-e frică, dracu, că facem ceva la simulare și
Se alege praful, iată-l pe accente. Accente, accente, forța noastră. 34 de ani și goluri. Aerostar Bacău e o echipă slabă, dar imprevizibilă. Ne poate pune probleme de vreun egal. Ia să-l vedem acum pe Castrati. El Castrati apără portarul. Prost l-a tras, bă, băiatul. Așa a tras dreptul și în Chitanov ăla. Ia să vedem mai departe, o continuare bună în ăsta știe și o face pe celălalt picior să trage prost, foarte prost. Avem un jucător căzut, intră targa și iese de tot până la urmă, intră, a ieșit Vraciu. Și a intrat Tofan. Ne-am pus pe într-adevăr, dar doar ne-am pus nimic mai mult. Gol acum, iată, marchează Năstăsie, care a primit și galben. Așa, mă. Dați-mi ei futui în gură, că s-o mai împiedica vreunul. Cioinac îl vede bine pe Codrea și o primește Codrea, intră și în care Codrea se întoarce foarte bine, Codrea mai departe și Castrati! Încă o ratare a lui Castrati. Trebuie să mai marcăm un gol, să nu cumva să ne prindă Bacău pe contraatacă, e nasoală treaba. Bine, Hindri, iată, Bacău ne arată că putem să o pățim grav dacă nu suntem atenți la joc. Acum Năstăsie se duce, haide Năstăsie, Năstăsie la balon, Năstăsie pe drumul de care Năstăsie. Trebuie să paseze, că nu intre așa de capul tău pe aici. Asta nu-mi place la el, că e prea individualist. Bine, Hindri, a ieșit bine! Iar acum s-a făcut acolo un blocaj de mingea în afara terenului și vom merge mai departe. Hai atenți, hai atenți, tata. Nu așa, mă, drecu. Mamă, eu punem pe șurul ăla, uite, și tu și ăsta mai prost. O să tragă bine cu pasă înapoi. Foarte bine acolo, 34 luțin, cred. Asta e, ia să vedem dacă Năstăsie o ajunge și o dă prost. Cioinac. Cioinac e lent și pasează prost.
îl bag pe rață. Aici îl băgăm pe medium. Și atât. Davies. Nu cred că a picat atât de bine mingea. Norocul nostru încă o dată este Hindrich. Cioinac combină bine, iar acum Davies, care are o viteză bună. Davies se duce, este și mic și atât, ce schimbare bună de... A avut Davies, șut în blocaj, șut în blocaj, Ardei, iată ce nume. Bun asta. Cioinac pentru mici accente, mici accente acum pentru medio, se duce de unul figur. Cât de bine de dus de medio pe acolo, dar din păcate mingea s-a dus puțin pe lângă. Nu era pasta, dar iese portarul. Pă, după începutul la bun, sincer, mă așteptam să mai marcăm, dar... Nu prea. Mediu, aaa, bă, dracu, ăsta e șut de... Făcut poze, nu de gol. Cioinac e peste tot aici. Pă, mă, mediu, mă... Cât de bine joacă Cioinac. Chiar se află într-o formă foarte bună. Și acum Davies la balon, Davies vine cu pasa pentru absente. Hai bă dracu. Bă, ce aveți mă cu șuturile astea? Ia că a scăpat Davies și-o face lungă, dar știu că se va descurca. Nu, vă că trage de timp Davies acolo. Nu știu de ce a ales să fac asta, chiar nu înțeleg de ce trage minutul 80 de timp și cu Aerostar Bacău, sincer, nu, uite pe asta nu înțeleg. Accente. Dă-i băi accente, băi drumul mă la treabă. Iată că trebuie să trăim noi mai periculos așa pe final de meci. Nu ne place pe liniște. Final în sfârșit. Un meci slab făcut de noi. Am avut un început bun, ratări multe, dar per total slab.
Buzău a luat bătaie, cum v-am zis. Și măcar ne-am adjudecat, iată, pentru moment locul. În episodul următor o să aleg ce jucător ați vrut voi dintre Malele și cu Hefte Betancor. Și atât vom avea meciul cu Buzău, care îl vom lăsa pentru nici nu știu să-l las pentru episodul următor. Da, lăsăm pentru episodul următor cel mai bine. Să vedem, v-am spus, o să și semnăm cu unul dintre cei doi atacanți care i-ați ales voi. Bye bye!